Punem aproximativ 3 litri de apă la fiert. Adăugăm 400 de grame de spanac congelat sau 500 de grame de spanac proaspăt. Îl vom lăsa să fiarbă până când acesta se va face puțin moale. Nu trebuie fiert foarte tare, deoarece acesta se poate consuma, după cum bine știți, și crud. Îl vom înmuia puțin. Putem să adăugăm și un praf de sare. Am mai pregătit aici și celelalte ingrediente, și anume 40 ml de ulei de floarea soarelui, 40 de grame de făină albă, 3 călței de usturoi, puteți pune și mai mult dacă vă place mai usturoiat, condimente puțină nucșoară, cimbru și piper după gust și bineînțeles și sare după gust. După ce se va înmuia puțin, îl vom scoate și îl vom pune în apă rece și cu gheață dacă avem puțină. Dacă nu, nu este nicio problemă. Îl vom pune în apă rece pentru a stopa gătirea și pentru a-și păstra culoarea, aceasta verde frumoasă. Iar apa în care a fiert spanacul nu o vom arunca, deoarece ne va trebui ulterior la această rețetă. Punem uleiul la încins într-o cratiță, în care vom adăuga făina puțin câte puțin și vom amesteca. Vom adăuga și puțină zeamă în care a fiert spanacul și vom amesteca foarte bine ca să nu se facă cocoloașe. Amestecăm și cu untel ca să nu avem o surpriză de vreun cocoloș. Cam așa trebuie să arate sosul. Acum vom adăuga spanacul pe care l-am tocat puțin. Adăugăm și condimentele. După ce amestecăm totul foarte bine și lăsăm la foc mediu, am adăugat și condimentele și voi adăuga și usturoiul pisat. Îl voi mai lăsa cam aproximativ 2 minute, apoi îi voi opri focul.